Nici nu s-au stins bine ecourile spectacolelor organizate cu ocazia redeschiderii Casei de Cultură din Hunedoara, că hunedorenii au fost invitați la un nou spectacol prilejuit de data aceasta de sărbătorire a 164 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri. Dacă până acum hunedorenii sărbătoreau evenimentele importante în aer liber, ieri, 24 ianuarie, Mica Unire a fost sărbătorită cu un spectacol special la Casa de Cultură Hunedoara. A fost o nouă seară, cu o sală arhiplină la Casa de Cultură din Hunedoara, iar primarul Dan Bogouțanu a ținut să sublinieze și aportul ardelenilor la acest eveniment, care a însemnat un pas decisiv spre Marea Unire. În primul rând, un la mulți ani, cu sinceritate, la mulți ani hunedorenilor, la mulți ani România și nu doar la mulți ani românilor din Moldova și țara românească, ci la mulți ani și ardelenilor. Este adevărat, an de zile mai târziu, Ardealul s-a alăturat prin Marea Unire de la 1918, dar întotdeauna ardelenii și cred că în mod deosebit hunedorenii au simțit românește. Trebuie să ne aducem aminte că primarul George Dănilă, cel mai longeviv primar al Hunedoarei, este unul dintre cei care a susținut inclusiv financiar anumite acțiuni din Muntenia și țara românească din vechiul regat și este clar că hunedorenii din acele timpuri doreau cu ardoare Unire care a venit pentru noi ardelenii în 1918, dar astăzi să ne bucurăm împreună de Mica Unire. Ziua de 24 ianuarie 1859, dragi hunedoreni, trebuie să rămână impregnată în mintea noastră și în paginile istoriei scrise cu aur, am putea spune, ca o zi premergătoare unei mari uniri ce urmea să fie în 1 decembrie 1918 pentru a favori statul român independent, unitar, național. La acea vreme, ianuarie 1859, cred că nimeni și nimic nu putea să oprească cele două provincii românești să se unească, nici ambițiile politice, nici ambițiile unor forțe care nu erau de acord ca cele două provincii românești să fie unite, iar voința suverană a poporului a fost aceea de a avea un singur conducător în persoana domnitorului Alexandru Ion Cuza. Faptele de vitejie, faptele de supremație istorică deosebite în acea perioadă, nu trebuie să le uităm niciodată. Trebuie să fim mai uniți ca oricând, să demonstrăm că știm să iubim România, știm să iubim poporul român. La mulți ani România, la mulți ani România! Spectacolul organizat de primăria municipiului a captivat sutele de hunedoreni prezenți. Pe scenă au urcat artiști consacrați, printre care și Nicoleta Voica. Mă bucur să fiu din nou în Casa de Cultură, pentru că arată în felul în care arată acum, adică extraordinar. Eu am fost aici cu foarte mulți ani în urmă, cu Orchestra Doina Banatului. Când spun foarte mult, spun așa vreo 15-20, când sala asta arăta într-un fel în care n-ați recunoaște că minunea asta în care suntem acum a fost acea sală. Pentru că ne bucurăm toți cei care simțim românește, le doresc să rămână români, adevărați români și în suflet și în gândire, să se bucure de viață, dar mai ales de sănătate. Doamne ajută tuturor! Dar și autohtoni, foarte apreciate fiind și suitele de melodii și dansuri susținute de ansamblul folcloric Hațegana și formația de dansuri a ansamblului. Și veteranii ansamblului au așteptat cu nerăbdare să susțină în spectacole acasă la Hunedoara. Așteptam de mure deschiderea, pentru că ne pregăteam pe aici, pe acolo, pe unde apucam, ca să putem da în afara Casei de Cultură sau în alte județe spectacole. Și acum, în sfârșit, a venit acasă să putem da și noi, o generație veche care suntem. De asemenea, elevii de la Colegiul Economic Emanuel Gojdu Hunedoara au pus în scenă Moșii Ion Roată și Unirea, o adaptare a povestirii lui Ion Creangă, dar au demonstrat că au preluat și ștafeta de la veterani ca să ducă mai departe tradițiile locale cu același succes. Muzica.
super, super. Ne place foarte tare. Stăm și ascultăm. Ce să facem? De-aia am venit la spectacol, să vedem spectacolul. Ce m-a impresionat? Tot. Și copiii, și cântărețe, și primarul, și toată lumea. Bună seara! Cum vă place spectacolul? Foarte mult. Vă simțiți bine? Da, da, mulțumesc. N-am avut invitație, dar am reușit de-am intrat. Mulțumesc. Tomulea. Sunt venită din Alba Iulia, de curând mutată aici, în Hunedoara. Foarte frumos. Și s-a reparat și teatru, căldură în el, foarte bine ne simțim. Spectacolul dedicat Micii Uniri s-a încheiat cu o horă a Unirii, în care s-au prins o mare parte dintre spectatori. Următoarele două luni vor aduce evenimente variate la Casa de Cultură Hunedoara, de la piese de teatru pentru toate vârstele până la concerte ale unor trupe cunoscute.